Porul natural în județul Mehedinți este unul negativ și de la începutul anului și până în prezent, județul a mai pierdut peste 1100 de persoane și asta în urma sporului natural negativ, a măsurilor inteligente luate de tot felul de chelneri, tractoriști, foști milițieni, șoferi și de mai mici intelectuali de marcă, recunoscuți de altfel la nivel internațional, care gândesc politici fiscale și sociale pentru comunitățile în care conduc și de care se alege încet, încet, dar sigur, praful și pulberea. În semestrul 1, 2015, numărul născuților vii a fost de 1035, în scădere cu 26 copii față de perioada corespunzătoare din anul 2014. Numărul deceselor înregistrate a fost de 2050, în scădere față de aceeași perioadă din anul 2014 cu 36 de persoane. În aceste condiții, sporul natural a continuat să fie negativ de 1015 persoane.